Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, Laurențiu Botin aici. Discutăm, rediscutăm, pentru că vreau în mai multe duminici să vorbim despre pâinea noastră, cea de toate zilele, ca în rugăciunea pe care dumneavoastră o spuneți mereu, Tatăl nostru. Avem nevoie de pâine și avem nevoie din partea autorităților din România de respect pentru cei care ne pun pâinea pe masă. Vorbim despre agricultură, vorbim despre modul în care, din nefericire, fermierii români sunt împiedicați să facă plus valoare. Și de ce sunt împiedicați să facă plus valoare? Pentru că am observat că este cumva o conduită generală. Dacă cumva te-ai apucat să faci performanță, ei bine, ceea ce ai reușit să faci este cumva dejinduită pentru alții. Și atunci încearcă să te omoare prin orice fel de metode ca să-ți ia ce? O afacere pe care ai urcat-o și care are succes. Din nefericire, doamnelor și domnilor, din păcate, pământul agricol important din România este în proprietatea sau în folosința străinilor. Principiul al globalizării nu prea merge. În Germania, de exemplu, dacă vrei să cumperi pământ agricol, trebuie să îndeplinești niște condiții draconice. Pur și simplu draconice. Dacă nu ești german, atenție. Dacă ești cetățean german, nu ai niciun fel de problemă. În schimb, dacă ești din altă țară, fie ea și globalizarea din Uniunea Europeană, ei bine, trebuie să îndeplinești niște condiții draconice. La noi, în schimb, culmea, chiar autoritățile centrale și locale concură să distrugă ce? Să distrugă fermierii români. Astăzi facem o discuție despre general și particular în același timp, pentru că e bine să știți cum în cârdășie, nu pot să spun altfel, autorități locale își fac de cap. Și astăzi o să vă arătăm un mod de operare, nu este inventat acum, este un mod de operare care ține de mafie. Cu mine, senator al României, dar și președintele Partidului Agrar, Traian Rece. Bun găsit, domnule Rece. Bun ziua, domnule Botin, dumneavoastră, invitațiilor noastre și amărăților României, care nu mai au ce mânca. Cătălina Tohe, jurnalist de investigații, cetățeanul.net. Bună ziua. Suntem cu ochii și pe nunta principului Nicolae, slujba religioasă. O să vedem într-o fereastră, o să avem imagini cât de curând de acolo. Domnule Rece, noi am mai vorbit și vreau să fac discuția asta astfel încât toată lumea să înțeleagă că nu e bună. Și că tot ceea ce se întâmplă bună în România devine cumva ținta PM numărul 4 a unor funcționari din România, funcționari care nu fac altceva decât să distrugă în loc să pună umărul ca toată lumea să prospere. Și mă explic imediat. De ceva timp, cred eu, și aici avem nenumărate exemple, mari fermieri români au mari probleme cu autoritățile locale și cu tot ceea ce ține de subordinea Ministerului Agriculturii, pentru că acești funcționari nu știu sau nu vor sau poate sunt rău intenționați, astfel încât ceea ce au făcut unii să iasă sau să fie cumpărat de altcineva, de preferabil de străini. Exemplele sunt nenumărate, era afacerea lui Porumboiu de la Vaslui, 6500 de angajați, este afacerea dumneavoastră din Delta Dunării, cu de asemenea foarte mulți angajați și multe zeci de mii de hectare. Aici vorbim de ciudatele schimbări de acționariat, aici vorbim de insula Marea Brăilei și nu numai, dar și de mulți fermieri care au încercat de-a lungul timpului să facă plus valoare și au fost carotați pur și simplu, domnule Rece. Bun, noi o să avem imagini cât de curând de la biserica din Sinaia, locul de unde mirii vor ieși. Până atunci, până când vor ieși mirii, o să Madalina Ignat ne va spune câteva lucruri despre cum a decurs slujba religioasă și care este programul de acum înainte. Bun găsit, Madalina! Bună ziua! Într-adevăr, în urmă cu câteva minute s-a terminat slujba religioasă de aici, de la Biserica Sfântul Ilie. Sunt momente emoționante
departe în acest moment. De altfel, mirii sunt așteptați să iasă din moment în moment. Mulțimea care se află în acest moment aici în fața bisericii este nerăbdătoare să-i revadă pe cei doi miri. Trebuie spus faptul că sunt oameni care au venit să-l vadă pe principele Nicolae și pe aleasa sa atât din țară, însă sunt oameni care, atenție, au venit din străinătate pentru a-i vedea. Am stat de vorbă mai devreme cu un domn care a venit de la New York special pentru evenimentul care are loc astăzi. După cununia religioasă, aceștia în momentul în care vor ieși urmează să facă o poză de familie, apoi aceștia se vor urca într-o caleașcă, este o caleașcă de poveste, și vor merge pe bulevardul Carol I spre cazinoul din Sinaia, acolo unde va avea loc și petrecerea, dar și de unde vor saluta publicul, pentru că din balconul cazinoului din Sinaia, de acolo vă spuneam că vor saluta publicul. Pe traseu, mirii vor fi însoțiți de junii Brașovului, care sunt pregătiți să-i însoțească pe aceștia, dar și de un grup folcloric din Bucovina. Se aud aplauze și iată, în acest moment îl vedeți pe principele Nicolae, împreună cu aleasa sa, Alina Binder. Sunt vizibil emoționați cei doi. Sunt curioși să vedem dacă vor sta de vorbă cu presa și dacă vor face ceva declarații. Da, vă rog, cei doi tineri căsătoriți au ieșit din biserică și salută oamenii adunați acolo în fața, în curtea bisericii din Sinaia. Spunea bine și colega Mădălina Ignată, cei doi vor fi transportați de o caleașcă către cazino, locul unde va avea loc petrecerea. Vezi că vreau să mă bag în cadru tău. Foto jos. Da, cei doi miri s-au urcat într-o caleașcă, interesant modul de deplasare. Mă rog, ce putem să vă spunem este că generalul în rezervă, Jelaleddin Nazir, este maestrul de ceremonii al nunții. Aici vorbim despre o caleașcă lucrată manual din lemn masiv. Caleașca este adusă din Italia, de un centru de echitație din Craiova, și este pentru prima
prima dată când este folosită. Această caleașcă este trasă de doi cai negri din raza frizieni. Mă rog, principele Nicolae și cei care au organizat nunta au încercat pe cât posibil să se apropie cumva de o desfășurare de forță care să facă cinste regalității casei regale. Chiar și rochia de mireasă a Alinei seamănă puțin cu cea pe care a purtat-o Meghan, prințesa Meghan, arhiducesă, cei ducesă, da? O rochie care mi se pare că atinge toate cutumele, mă rog, de modă. Mirii vor trece cu caleașca prin Sinaia și se vor duce la casino, casinoul din Sinaia, locul unde va avea loc o petrecere la care sunt invitați apropiații. Bun, hai să revenim în studio. A trebuit să punctăm această nuntă. Foarte multă lume este interesată de această nuntă. Domnule Rece, vorbeam despre faptul că funcționarii publici din România în cele mai multe cazuri împiedică ceea ce ar trebui să susțină. Din domnul nefericire. Botin, scuzați-mă, dați-mi voie, nu știu, puțin mai devreme deja am folosit batista și mi-am șters lacrimile. Am văzut, nu știu, o ciudățenie la televizor, văd un 1907 adaptat în condițiile actuale. Noi nu avem ce mânca, nu avem cu ce ne plăti salariile, nu avem cu ce să omorâm toți porcii din România, nimeni nu oprește pesta porcină, nu avem, nu să mai avem bani pentru a ne plăti gazele, gazele le dăm la alții, nu avem bani să facem, să asigurăm pensiile de un an de zile, există o caterincă cu pensiile, uite, pensia nu este pensia, și în schimb venim și arătăm două personaje care n-au nici înclin, nici mânecă cu această țară amărâtă la ora actuală, care e republică și nu este monarhie, care n-au nici înclin, nici mânecă, nu și-au adus aportul, nu știu ce caută aici, au vrut să facă un film, putea să toată, dacă ziceam că asistăm la turnarea unui film, da, n-aveam nimic împotrivă. Noi suntem linii paralele, dar e penibil, e ciudat. Vorbim de agricultură, vorbim de salvarea României și mi-l arătați pe prințul Corcondel, care se urcă într-o trăsură de la... Cu ce mă afectează sau să... ce-mi pune mie pe masă amărâtului și agriculturii și problemele țării? Păi poate, uite, pentru au intervenit sau sunt alături de noi? Atunci, da, aș fi de acord, aș fi și eu acolo, l-aș ferici, zic, domnule, îți doresc să ai zi fericite alături de consoarta ta. Dar nu înțeleg, nu știu. Poate îmi explicați, faceți-mă să-mi revin, că am luat o razna. Păi nu, dar dacă tot v-ați tors o lacrimă, vi s-a curățat canalul lacrimal, ceea ce mi s-a e frumos. Curățat canalul ochii, lacrimal, da. Mai frumoși, da, acum, da, nu. Da. Nu, dar dincolo de asta, haideți să trecem la ceea ce se întâmplă. Din nefericire, uite, că abia acum e chiar un subiect interesant. Foarte multă lume preferă, da, să vadă telespectatorii să vadă imagini cu câtă fericire și uite, e o chestie de voyeurism, Cătălina Antohe, dar problemele noastre sunt cât casa în momentul de față. Și de multe ori când spunem lucrurilor pe nume, suntem blamați. E mai interesant cine cu cine, de câte ori și așa mai departe. Da, după care este foarte bine ceea ce faceți, e un eveniment care trebuie prezentat și pe care apoi trebuie să-l trecem la fapt divers. Pentru că în raport cu nevoile și cu problemele, e un fapt divers, raport cu nevoile și cu problemele reale ale țării, e într-adevăr secundar. Dar lumea își dorește să vadă și astfel de situații fericite. Poate multe dintre fetele din România sau dintre băieții din România se transpun pentru o clipă în pielea acestor personaje și... Dar sperăm să aibă mai întâi ce mânca și după aceea să se poată transpune. Apropo de mâncare, vorbim acum, pentru că declarativ domnul ministru Daia, împreună cu cei care țin sonul, domnul Rece, și știți declarațiile, ne-a spus că iar suntem pe zenitul anului agricol și că cât de bine este în țara asta și cât multă plus valoare s-a adus datorită agriculturii, dar nimeni nu spune în momentul de față că întreaga producție agricolă sau majoritatea producției agricole este cumpărată de trader la marginea suprafeței de lucru și toată producția este cărată. Este cărată peste hotare. De unde vine ce? Vine produsul finit. Nimeni nu spune că nu suntem în stare să stăpânim, bine a spus, pesta porcină. Nimeni nu spune că, de fapt, cât de curând o să avem mari probleme cu tot ce înseamnă produs alimentar. Și mai mult decât atât, nimeni nu spune că la API iar nu funcționează softul. Nici nu mă mir.
Acum câteva zile sau o zi, două, altă programul ăsta am văzut că într-adevăr faceați o afirmație, guvernul nu mai are bani. Și nici nu are bani, de unde să aibă bani? Pentru că de 2 ani de zile nu vedem decât o luptă acerbă în interiorul PSD-ului, cine pușcăria și cine iese de la pârnaie, cine se apără, care sunt găștile, problemele importante ale țării, nu discută nimeni. Acest partid, de când a venit la putere sau de 2 ani de zile, nu face nimic decât să ne trombonească și să ne arate pe televizor niște lupte ale lor, care se pot lupta în curtea lor, e treaba lor, în familiile lor. Dar dacă faci parte din guvern și ai un premier care mai face gafe, bine, nu e o greșeală acum, e o femeie săracă care are în spate o grămadă de griji și a fost pus acolo, eu o compătimesc. Probleme gramaticale nu are importanță. Important este să reziste tentației și să nu semneze niște acte care îi se bagă sub nas, care duce, aruncă România iar în epoca primitivă și ne dă cu 20 de ani în urmă. Referitor la ce se întâmplă la ora actuală cu legile justiției și cum le aplicăm. Deja procurorii sunt revoltați, judecătorii sunt revoltați. Numai țara este scăpată din mână, țara funcționează de la sine putere, din inerție, nimeni nu mai comandă. O să vă arăt un act, dacă un scuzați-mă, vă pun o întrebare ca să nu mai greșesc. Dacă un cetățean este condamnat de către o instanță și merge la instituția care se numește pușcărie, acel personaj se numește pușcăria sau cetățean nevinovat? Ca să știu cum, că trebuie să folosesc niște sintagme, să nu ziceți că jignesc pe cineva. Un pușcăriaș, că văd că vă uitați și nu aveți curajul să-mi răspundeți, un pușcăriaș condamnat, care este primar la Cetalchioi, își permite să-mi dea o negație acum două zile, că i-a dat comandă Consiliului Județean să nu-mi dea adeverință prin care eu pun recolte naturiste bio. Dacă vreți, puteți să dați pe post să vedeți un alt infractor care este analfabet și nici nu știe să scrie. Primarul de la Pardina, la fel îi spune șefului meu de fermă și dacă putem să intrăm în legătură cu domnia sa și să vă povestească că el a zis că eu am să-i dau 30 de miliarde lui ca primar, nu știu, șpagă sau nu știu ce înseamnă, și că dacă îi dau banii ăștia pe pielea lui... Poftiți, păi să intrăm în direct cu șeful de fermă și el va spune. Și atunci pe pielea lui el îmi va da adeverință ca să iau banii de la pia. Dacă acest infractor, acest ticălos, el este atât de șmecher și soarta mea și a societății mele depinde și a APIA București tremură de frica acelui individ, atunci mă putremur. Poate DNA-ul, poate DICOT-ul să se sesizează la toate afirmațiile astea și rezolvăm o dată problema. Dumneavoastră faceți o afirmație pe care în momentul de față nu putem să o probăm. Niciunul dintre cei doi primari nu răspunde la telefon. Ca să și ascultăm partea lor, dar asta e doar un amănunt dintr-o chestie care mi se pare foarte lungă. Eu spuneam la un moment dat Cătălina Antohi că să încearcă pe cât se poate prin decizia asta pe care au un pic unii sau alții să înfrâneze ceea ce face un fermier sau un investitor român. Pe principiu, noi comandăm aici, noi primarii, nu știu, prefecții, directorii, directorașii, președinții de consilii județene, noi comandăm și tu dacă nu faci cum zicem noi, ai o problemă. Și nu e vorba doar de cazul lui Rece, am spus, sunt multe cazuri în România de acest fel. E vorba despre ceea ce noi generic numim mafia politică locală. Unde de regulă, dar în anumite cazuri președinți de consilii județene sau împreună cu consilierii județeni, în alte cazuri primari împreună cu consilierii locali, fac tot posibilul să pună presiune și să scape de acei oameni de afaceri incomozi, da, care preferă să facă performanță în loc să le facă lor loc la banii câștigați cu trudele către aceștia. Aici, în cazul de față, în județul Tulcea, mi-a fost dat să văd niște lucruri pe care nu le-am mai văzut în atâția ani de jurnalism. Deci, un adevărat asalt al autorităților care nu produc nimic asupra agricultorilor privați. Un asalt în care se uzează de toate armele care, voit sau nevoit, au caracter mafiot.
Pe 21 septembrie am fost la o ședință a Consiliului Județean Tulcea, despre care am înțeles, cineva mi-a spus că s-a aranjat să nu fie filmată, deși se fac filmări oficiale, și am filmat dezbaterile care s-au făcut în cadrul Consiliului Județean, prin care să li se ia cu japca, cred că termenul este corect, terenurile agricultorilor privați de acolo. Mai concret, deși în situația Agrodelta Sireasa, și nu e singura situație, există procese prin care această firmă reclamă proprietatea care i-a fost dată legală în 1991 prin legea 15/90, deși există nenumărate situații, procese în instanță, da, care arată că situația Consiliului Județean e neclară, Consiliul Județean se comportă ca adevăratul proprietar al terenurilor lucrate de un agricultor privat și scoate, dă o hotărâre prin care scoate la licitație să concesioneze oricui altcuiva terenurile pe care această firmă le lucrează. Terenurile asupra cărora județul Tulcea nu este un proprietar cert. Acela aici, trebuie stabilit de instanță. Este un abuz, este un abuz din acest punct de vedere. Aici, scuzați-mă, ați uitat să precizați că la cartea funciară sunt puse interdicții. Și au făcut afirmația că nu ne interesează. Dacă n-am obținut, ei se așteptau să obțină succese de la instanțele turci. Oricum le vom scoate, că nu ne interesează hotărârile judecătorești. Deci acești nebuni, acești sifilitici, aceste creatori, sigur, dacă vreți să spun, acest cinstit, această cinstită adunare de nebuni și de sifilitici, folosesc pluralul, domne, păi cum adică, dacă nu respecti legea și spui că nu mă interesează de legea din România și o scot la licitate proprietatea lui Botin, dumneavoastră ce faceți atunci? Dumneavoastră le vorbesc... În caz la televizor nu vorbesc așa. Bine, atunci aducem la cunoștință cetățeanului, că totul din asta ne... Vorbim despre lucrurile astea imediat, o să stăm de vorbă și cu Emil Dumitru, președintele Pro Agro, ceva mai târziu, după publicitate. Revenim. Bun, vreți pâine, oameni buni? Da, probabil că vreți pâine, că și fără asta nu se poate trăi, dar la ce preț? Păi spune eu care este prețul. Unii trebuie să trăiască bine și alții, dacă se poate, să moară. Nu-i așa, domnule Rece? Adică, până la urmă, cu evidența în mână și cu legea în mână, ați ajuns la mâna unor primari, președinți de Consiliul Județean, de astea, directori, directorași, nu? Că în loc să fiți ocupat de greu, sunteți ocupat de justiție. Eu nu mai cred că piramida s-a întors invers. Eu știu că plecat de jos în sus și la vârf era o conducere superioară. Eu văd că acum Ministerul Agriculturii și conducerea APIA este subordonată primarului de la Pardina și primarului de la Ciatalchioi. Primar de la Ciatalchioi, care m-a spus că a făcut pușcărie pentru șpagă și a fost eliberat și este susținut de nu știu ce forțe, întrebați-l pe dânsul, primar care a fost acuzat de către SAPAR că au furat toți banii de la SAPAR, este hotărâre definitivă și revocabilă. Și dacă uitați pe internet, a fost prima primărie scoasă la mezat și Ministerul Finanțelor a vrut să vândă totul, iar cei care l-au oprit a trebuit să fim noi, Agrodelta Sireasa, pentru că aveam canalele, digurile, tot în interiorul acelui teren care trebuia să fie scos la vânzare, iar tot furtul pe care l-a făcut acest infractor recidivist a fost trecut la datoria publică a României, că s-a dus și a devenit membru în partidul domnului acela care dă diplome de profesor universitar din Sergi Major, atunci general partidul... Domnul Oprea. Și s-a dus, iar cel care l-a luat de mână a fost doamna Caraman Sirma, la care noi am făcut o grămadă de plângeri penale, dar toate plângerile penale s-au opresc la DNA București. Cu președintele uneia din cele mai mari organizații de fermieri din România, ProAgro, Emil Dumitru. Bună ziua, domnule Dumitru. Bună ziua, vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Domnule Dumitru, am și o nelămurire, pentru că văd în ultimul timp că fermierii români au ajuns la mâna directorilor, directorașilor, primarilor.
prefecților și președinților de consilii județene sunt cărați în tot felul de trăznăi legislative și dacă se poate sunt distruse afacerile. Pe de altă parte, domnule Emil Dumitru, văd că străinii prosperă și în afaceri și în relația cu autoritățile aici în România. Cum comentați? În primul rând, din păcate, statul, administrația publică locală sau centrală n-a înțeles un lucru, că oricare venituri le-ar obține, le obțin din mediul privat, pentru că cei care plătesc taxe și impozite sunt cei din privat. Și atunci, așa cum s-a întâmplat în aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, s-a cooptat privatul în rolul decizional al statului. La noi, din păcate, lucrurile nu sunt tratate așa cum sunt tratate în alte state membre. Într-adevăr, dacă investitorii privați, cu toate că ați văzut că sunt la un nivel foarte redus de investiții străine în România, tocmai pentru că există o reticență din ce în ce mai mare pe ceea ce înseamnă predictibilitatea economiei și a măsurilor fiscal-bugetare. Păi cum, Emil Dumitru, că italienii cumpără pământ în Draci, în România, arabii de asemenea, e plină țara de investitori de ăștia. Firmele sunt românești, dar acționarii sunt străini. Dacă comentez legat de vânzarea terenurilor, de 2 ani de zile este un proiect de act normativ la Camera Deputaților care să reglementeze această speculă imobiliară, pentru că, atenție, nu vorbim de niște fermieri care vor să se locheze și să locuiască în România și să facă activitate agricolă. E vorba de acele fonduri de investiții care vin și investesc în terenul agricol al României, care încă este ieftin față de media Uniunii Europene. Dar ce facem cu fermierii pe care trebuie să-i reprezentați și dumneavoastră și alte organizații ale fermierilor, fermieri care sunt carotați la orice oră din zi și din noapte de autoritățile locale și centrale. Cazul domnului Rece de aici din emisiune și multe alte cazuri. Sigur, noi, eu personal, așa cum mă știți, întotdeauna reprezint interesul general al fermierilor din România, chiar dacă suntem într-o perioadă în care punctele de vedere nu mai sunt acceptabile în societatea din România, administrația centrală nu mai acceptă să avem puncte de vedere divergente, dar cred eu că asta ține și de modul în care înțelegem să ne organizăm și să ne reprezentăm interesele, pentru că suntem foarte puțini cei care avem curajul să spunem lucrurilor pe nume și în momentul în care suntem foarte puțini, sigur că mesajul nostru se diluează sau nu este preluat așa cum trebuie. Încă nu am ajuns la un nivel de organizare foarte... Emil Dumitru, există și o răzbunare a unora sau altora față de oamenii care spun lucrurilor pe nume? Da, trebuie să fim conștienți de faptul că vin și repercursiuni atunci când îți pui punctul de vedere și care nu este unul întocmai cu eu știu ceva acțiuni pe care le întreprind unii dintre oamenii politici. Și ce ai făcut? Dar, ne așezăm în dar și trebuie, asta să e, se, trebuie să se înțeleagă că mediul asociativ, fermierii din România, indiferent de cine se perindă vremelnic la vreun minister sau altul, au interesul ca agricultura României să funcționeze niște parametri, să avem predictibilitate, să fie corectitudine în piață și să se respectă regulile europene, că da, de asta am vrut să devenim stat membru. Da, zic Cătărina Atos. Bună ziua! Rămâi cu noi! Am o întrebare pe dumneavoastră, dar agricultura românească pare avea un interes ca fermierii români să prospere sau măcar să supraviețuiască? Și când spun agricultura românească, mă refer la oficialități. Haideți să trecem puțin în concret. Da, în concret, eu vreau să vă spun că cifrele economice pe care le-am văzut pentru anul 2017 sunt relevante, pentru că avem un deficit de balanță comercială pe mâncare de 1,3 miliarde de euro. Adică, cu alte cuvinte, exportăm materie primă, producem cereale în special și importăm produse cu valoare adăugată mare. Dar că ne-a dus pe culmile progresului și ale bunăstării, Emil Dumitru. Ca orice om politic, sigur că scoate în evidență lucrurile pozitive, care sigur că sunt și lucruri pozitive, că aș fi ipocrit să spun că totul este negru. Dar asta nu înseamnă că
trebuie să acceptăm cu, să ne mulțumim cu foarte puțin. Rămâi cu noi, te rog frumos. Rămâi cu noi, te rog frumos, Emil Dumitru, să mergem la cazinoul din Sinaia, locul unde au ajuns Miri. În aplauzele oamenilor, Caleașca, despre care vă spuneam că face primul drum de acest fel, a trecut prin stațiunea Montană. La casino, foarte multă lume îmbrăcată și, iată, vedem, în costume populare, a vrut să întâmpine proaspătul cuplu. Mădărina Ignat, colega mea, ne povestește cum a decurs drumul prin Sinaia. Bun găsit din nou. Drumul până aici la cazinoul unde va avea loc ceremonia a fost unul presărat de momente emoționante. Da, în fața bisericii vă spuneam că au fost sute de oameni care au venit și să ia parte la evenimentul acesta important, da? Un eveniment istoric pentru țara noastră. Trebuie să vă spun că în acest moment sunt mii de oameni care așteaptă să vadă sărutul dintre principele Nicolae și aleasa sa. De la un pas la altul, dacă îmi dați voie să spun așa, în acest moment îi vedeți pe cei doi cum salută mulțimea, au salutat mulțimea. Vă spuneam că de la un pas la altul, mulțimea de oameni venită să fie alături de cei doi s-a făcut din ce în ce mai mare. Vă spuneam că au fost mii de oameni, până cred că în jur de 1500, aproape 2000 de persoane i-au întâmpinat pe cei doi pe parcursul drumului până aici la casino, unde va avea loc, vă spuneam, ceremonia. Au fost oameni care i-au dorit să devină rege, au fost oameni care i-au transmis să nu uite de bunicul său, de regele Mihai, oameni care au încercat să-i aducă flori, de altfel au fost câteva persoane care au reușit să le înmâneze celor doi câte un buchet de flori, au fost oameni care le-au dat și cadouri, nu știm însă ce conține acesta, pot însă să vă spun că am mai stat de vorbă cu oamenii și este o doamnă care i-a adus o monedă pe care este imprimat chipul regelui Mihai, un alt domn a venit cu poze de când era regele, de când principele Nicolae era mic și încercau aceștia, vă spuneam, să le dea cât mai multe cadouri, pentru că oamenii au venit cu flori și tot felul de cadouri pe care ar fi vrut să le înmâneze. I-au aplaudat pe cei doi pe tot parcursul drumului, au strigat, trăiască regele, dorindu-i ca acesta să revină, să vină la conducerea României, spuneau că el este cel care ar trebui de acum încolo să aibă grijă de țara noastră. Da, mulțumesc, Madalina. Bun, aici vorbim despre o nuntă la care participă, dincolo de regalitatea, mă rog, clamată de principele Nicolae. Știți că este un scandal cu casa regală. El a fost scos de pe linia de succesiune de către regele Mihai și chiar nu aș vrea să ne băgăm în această zi în acest scandal. Aici vorbim totuși despre faptul că, iată, există parte din români care vor cumva, ideea de regalitate nu le este străină, Traian Rece și Cătălin Antuchie. Scuzați-mă, văd oameni îmbrăcați în costume naționale. Nu, e foarte bine, dar n-am văzut niciunul să vină cu o tavă cu un ștergar pe care să fie bucata de pâine aia românească din cereale, sarea pământului, bogăția pământului românesc și apa aia bună a noastră să o împar cu vin. Nu știu, acum depinde, că știți cum e, fiecare bordei cu obiceiul său. Dar suntem în România. Bun, e adevărat, dar până la urmă este o nuntă, da, este o nuntă și colacul. Acum nu vedem că nu se suie mireasa pe scaun și să arunce turta miresei în spate. Adică sunt tradiții și tradiții și aici îmbină cumva că i-a dat și o tentă așa de eleganță, hai cu caleașca și așa mai departe. Domnul Dumitru, mai sunteți cu noi, da? Da, bine. Bun, a făcut un scurt intermezzo, a mers la Sinaia, că acolo este nunta principului Nicolae cu Alina și este foarte bine că am făcut acest lucru. Și vorbeam împreună despre faptul că, din nefericire,
Odată că au reușit autoritățile de la minister, de unde vreți dumneavoastră, au reușit să vă dividă asta ca fermier și ca organizare, domnule Rece și domnule Emil Dumitru și Cătălin Antoche, dar de asemenea tot mai mulți fermieri, dacă nu se pun în genunchi în fața autorităților, și aici vorbesc chiar în cele mai ascunse cotloane din țara asta, la nivel de primărie și așa mai departe, au parte de răzbunări. Și dacă domnul Rece vreți să intrați în dialog cu domnul Dumitru, chiar vă rog. Domnule, îmi pare rău că nu există într-adevăr... În primul rând, bună ziua, domnule Dumitru. Bună ziua, vă salut și eu. Îmi face plăcere să avem un dialog. Era bine dacă aveam un dialog pe alte teme mult mai înainte. Totuși s-a născut acest Partid Național Agrar. Când spui Național Agrar, te refer la agricultura din întreaga Românie. Eu întâi am fost senator, întâi am vrăjit județul Constanța în ghilimele, după care am venit la sapă și la prășitoare, cum îi spune. Nu mi-am luat niciun kilometru de plajă și niciun centimetru de hotel din Mamaia, deși puteam să iau vreo 10 hotel. Am văzut o afacere în agricultura românească, o agricultură care se face la nivel performant de 10.000 de hectare, cu investiții într-adevăr de milioane de euro ca să obții recolte performante, să creezi locuri de muncă și produsul acela care exact ați spus și ați spus degetul pe rană, să nu mai produs, să vindem produsul de la fundul combinei, cum se spune din câmp, și să-l procesăm în diverse obiecte, cum ar fi, hai să luăm rapiță sau uleiul de rapiță, care știți în câte domenii se folosesc. Hai să luăm acum, ba chiar să se face și biodiesel. Avem utilaje, putem să creăm locuri de muncă, putem să dezvoltăm pe orizontală. Noi suntem din ce în ce mai răi noi cu noi, da, și ne întoarcem la epoca primitivă. Parcă văd deja Fefeleaga cu calul Bator, acolo o să ajungem. Iar societățile care au venit din afară, haideți să mergem în județul Constanța, am rămas înmărmurit când am văzut că fiecare petic de pământ este lucrat, sigur că da, cu utilaje performante. Pentru că agricultura a devenit cea mai mare mafie, ca să-i spun așa, mafie în ghilimele, unde un utilaj, un tractor, care la noi, un 650, costa câteva mii de euro, 10.000, să te duci să iei un tractor cu 300 și ceva de mii de euro. Numai tractorul, să plătești o combină cu 400 de mii de euro și căruciorul care este un fier cu două roți pe care pui header-ul să coste 60 de mii de euro, e deja o afacere colosală. Se spală mulți bani în afacere în agricultura la ora actuală. Agricultura ne dă să mâncăm. Pământurile românești sunt cele mai bune. Au venit străinii și obțin recolte eco, iar noi vom mânca din afară grâu făcută de chinezii din plastic și din nu mai știu ce soluții. Aici este marea dramă. Dacă mă iertați că vă întrerup, vreau să comentăm un pic. În primul rând, dacă știți, undeva la 780.000 de tone de aluat congelat intră anual în România. Poftiți. România nu mai reușește nici măcar să-și producă pâinea pe care o consumă 18 milioane de locuitori. Legat de faptul că nu avem niciun fel de platforme industriale de construcții, de utilaje agricole, nici măcar nu suntem la nivelul Poloniei. Polonia, care are trei mari fabrici de tractoare și de utilaje agricole, ar trebui să ne dea de gândit. Să știți că polonezii au investit bani în aceste platforme din programul lor de dezvoltare rurală. Practic, depinde de noi, de România, de modul în care stabilim principiile de finanțare. Nu știu ce o să facem după 2020. Fermele mari, într-adevăr, fermele care astăzi sunt performante și sunt principalul angajator și plătitor de taxe și impozite la bugetul de stat pe domeniul agriculturii, vor avea subvenția plafonată la 100.000 de euro. Cu 100.000 de euro, practic, îi scoatem din competiție pe fermierii noștri mari și problemele vor fi și mai multe. Pentru că în străinătate știți foarte bine că sunt tot felul de forme de asociere, de la cooperative la grupuri de producători. La noi nu s-a reușit lucrul ăsta să se facă. Bun. Și
Și eu și cred nici că... nu o să se facă. Eu cred că și dacă se fac artificial foarte multe dintre ele, doar de dragul de a se obține fonduri europene, ori nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Eu cred că va trebui să se facă o analiză pe fiecare filieră de produs, să vedem unde stăm, dar o chestiune corectă și transparentă și să, din 2020, acele 20 de miliarde de euro care vor veni în agricultura României în următorul exercițiu financiar, să existe investiții inteligente. Altfel, diferența de competitivitate între un fermier din Europa, deci în special din România și și statele din vest, va crește. Eu sunt foarte îngrijorat și mă așteptam mai degrabă să vedem care sunt principalele argumente în negociere pe președinția rotativă a Consiliului de la 1 ianuarie 2019. Care sunt obiectivele de țară ale României agricole pentru viitorul buget al Uniunii Europene pe politica agricolă comună? Bun, mulțumesc domnule Emil Dumitru. Mă rog, vedem imagini de la cazinoul din Constanța. Miri, salută mulțimea strânsă în fața cazinoului din Sinaia, îmi cer iertare, dar mă gândeam la cazinoul din Constanța. Care cazinoul din Constanța? Da, care este, așa da. Este. Miri, salută mulțimea strânsă. Lucrul care mă face din nou să afirm, dați full screen, vă rog frumos, că mă face să afirm faptul că s-a încercat cumva copierea tipicului de la nunțile regale, ține minte, prinții care s-au căsătorit din Marea Britanie, dar și ceea ce am mai văzut pe la casele regale din nordul Europei, iată, da, tot așa acolo e regalitatea la conducere, aici nu avem nicio regalitate. Și salutau mulțimea. Da, eu și un semn de respect, pe la urmă, să ieși și saluți mulțimea, nu? Dacă lumea a venit pentru tine acolo, de ce să nu o saluți? Și este, e într-adevăr, cum spuneți, e puțin copiat modelul, dar e un model de succes media. E într-adevăr cu o ușoară tușă, am înțeles că mireasa are o rochie creată de un designer român, da? Vedem acest element autohton în acele persoane în costume naționale. Eu totuși apreciez, chiar dacă spunea domnul Rece, că de ce au făcut nunta aici. Domnule, până la urmă e un mesaj, nu? Adică de ce să nu facă nunta aici? Dacă el se consideră român, mireasă este român. Și mai ales că este o simpatie. De ce nu? Și aici la Sinaia, știi că Sinaia are ședința cumva. E orașul regelui. E cu regele și așa mai departe. Este și un semnal pe care îl transmite. Nu aruncați pe mine așa chiar cu găleata, cu noroi. Nu, eu n-am spus că de ce a făcut-o ai. Nu, importanța care îi se dă acestui eveniment este un eveniment ca și... Dar de ce nu arăta și de la nunta vecinului meu, Butelie, care e la Budapesta? Eu sunt vecin cu ăsta care a fost în pușcărie de la Borcea, Dinamo. E mai greu acolo. De ce nu, domne, că e român jet pe jet al nostru, domne, cu fotbalul românesc. De ce nu o dați pe aia și o dați... Ce treabă am eu cu acest individ care are sânge albastru sau pretinde care, dacă însăși familia regală l-a renegat, de ce îi oferim totuși aceste, nu știu, ofrande ca și cum ar fi salvatorul națiunii române? Mă așteptam să găsim o soluție, să ieșim din colapsul economic în care suntem. Nu ziceați că e vorba de pâinea care o punem pe masă copiilor? Vă aduceți aminte la un moment dat când se vorbea sau se scanda până la urmă regalitatea salvează România? Cătălina Antoche? Adică eu cred că sunt foarte mulți nostalgici ai acestor vremuri. Unii nostalgici și alții care își doresc o astfel de formă de guvernământ. Da? O astfel de formă de guvernământ, mulți susțin că ar fi cea mai potrivită pentru România. Da, da? O să revin la discuția cu agricultura, pentru că am făcut așa ambaleat între Sinaia și studioul și actualitatea imediată. Promit că o să fac acest lucru. Mulțumim celor care ne-au suportat. Știrile B1 TV imediat, oameni buni. Ne revedem mâine la 13 la Tocul 1 pe B1. Toate bune!